După un Crăciun aglomerat la Spitalul Municipal din Pașcani, zilele din preajma Revelionului au fost în aceeași notă. Peste 400 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au venit la compartimentul de primiri urgențe. Ca în fiecare an, nu au lipsit tulburările digestive, cauzate de mesele bogate de sărbători, dar și de consumul de alcool în exces. Au fost și pacienți cu diferite lovituri care au necesitat ajutor de urgență. Virozele respiratorii nu au avut pauză nici în această perioadă, în care cu toți ar trebui să sărbătorim. Micii pacienți, dar și adulții au ajuns în camera de gardă cu simptome dome specifice care nu au mai putut fi ținute sub control acasă. Cadrele medicale spun că în total prezentările la urgențe din preajma Revelionului au fost duble față de anii anteriori pandemiei.